Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, la sfârșit de an facem totalurile. Facem totalurile atât în domeniul social cât și în cel politic. Anume despre anul politic 2016 ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bine v-am găsit. Și Corneliu Ciure, analist politic. Bună seara. Bună seara. Domnule Lebedinski, vreau să vă întreb, cum a fost anul 2016 pe plan politic pentru partidul pe care îl reprezentați? A fost un an destul de greu. În primul rând, cum l-am început? Știți foarte bine că l-am început, de fapt, 31 decembrie anul trecut, 1 ianuarie, în corturile în fața Parlamentului. După aceasta am avut aceste mari revolte a populației pentru a nu admite numirea în funcție de prim-ministru a domnului Plahotniuc. Am avut un alt guvern streleț? Da, am avut un guvern streleț, am avut multe și grele, am avut alegeri parlamentare, dar se pare că câte un pic, știți cum, speak la speak, patru e un snop. În cazul dat, care am avut câteva biruințe mici, care nou ne permite să mergem cu pieptul deschis înainte, știind că rezultatele care le-am obținut acum ne vor stimula și pe viitor. Deci aici considerăm un an cât de cât productiv, dar greu. Domnule Ciurea, speakerul Parlamentului, domnul Candu, spunea că a fost un an al provocărilor. Cum îl catalogați dumneavoastră 2016? E așa? Bun, nu știu ce a avut în vedere domnul Candu. Sigur că provocări există, dar pe asta se bazează. Asta este pâinea politicienilor, să provoace și să fie provocat. Eu cred că mai curând am putea spune despre acest an, aici aș da dreptate mai curând premierului decât speakerului, că este un an al stabilizării. Totuși, cele mai proaste scenarii nu s-au împlinit în 2016 și acea criză pe care am trăit-o la sfârșitul 2014-2015 în mod special și în 2016 la fel a fost stopată. Bun, sigur, acum marea întrebare este dacă se va putea de la stabilizare să treci la creștere, la o ameliorare. Aici fiecare opoziție cred că are dubiile sale, propriile dubii, puterea este ceva mai optimistă și se pregătește de 2017 să-l fac un an al schimbărilor. Dar eu cred că, sigur, acest an poate fi împărțit, divizat în câteva faze. Prima este cea a protestelor, care s-a încheiat dar și numirea guvernului, crearea unei majorități parlamentare, asta este începutul anului, care proces s-a încheiat în primăvară și în special cu decizia Curții Constituționale, care a schimbat regulile de joc într-un fel. După asta a fost o perioadă de, cum să zic așa, de revenire la normal, care nu s-a încheiat în totalitate, dar s-a mers pe această cale și aici au contat mai mult relațiile cu partenerii occidentali, cred, pentru că s-a pus baza deblocării finanțării. Și cea de-a treia etapă, sigur, sunt alegerile prezidențiale, o chestiune crucială pentru anul 2016 și victoria domnului Dodon, care din punct de vedere politic înseamnă o anumită reechilibrare a spațiului politic și conturarea unei noi situații politice în Republica Moldova, o situație de coabitare. O coabitare oricum dezechilibrată, dar o coabitare între partida prorusească și partida pro-occidentală, vorbind în termeni. Domnule Ciurea, ați vorbit foarte frumos, aș îndrăzni să zic, despre formarea coaliției astea majoritare. Până la urmă, cum se vede în ochii unui politolog? Mai este ea beton, așa cum spunea unul din lideri? Eu nu cred că o coaliție poate fi beton. Asta este un termen pe care ei, politicienii, ne comunică pentru a ne inspira încredere. Majoritatea parlamentară există,
Dar ea, iată aici, se ciocnește cu numeroase provocări. Este provocarea ce ține de Partidul Liberal. Ce o face Partidul Liberal? Este într-o situație dificilă și, din punctul meu de vedere, s-ar simți mai bine în opoziție pentru a salva cauza unionistă, dar nu știu dacă vor merge pe această formulă. Există câteva, frânturi de partide, PLDM, foștii PLDM și foștii PCRM, care trebuie să se regăsească totuși într-o formulă politică și deocamdată nu este clară situația lor. Deci eu n-aș susține ideea că majoritatea parlamentară este beton, pentru că nu mi este clar ce vor face în continuare aceste grupulețe. Dar, cu siguranță putem spune că Partidul Democrat și liderul, nou sau lider formal, Vlad Plahotniuc, face tot posibil ca acest beton să nu se fisureze. Să existe. Domnule Bedinski, cum se vede acest beton în Parlament? Eu cred că ce depinde de noi, noi vom face tot ca acest beton, în primul rând, să nu se consolideze și cred că următoarele luni vor arăta că totuși fisurile sunt evidente, ele ies la suprafață de acum, conflictele care apar între membrii acestei grupări, ele sunt inevitabile, oricum ele vor fi, pentru că fiecare în ei vor și ei o bucată cât mai mare. La începutul acestui an, pentru că vorbim sub aspect evolutiv, lucrurile păreau să fie într-o altă albie, păreau să se înțeleagă. Sau lucrul a fost valabil cât a avut loc partajarea ministerilor și direcțiilor pe care să le controleze. Noi trăim într-o lume schimbătoare și în care lucrul nostru la fiecare din politicieni este pentru ca să aducem ceva bun în societate. În situația când la conducerea statului se află o structură destructivă, adică un organism care, în afară de faptul că folosește elementele care sunt fără a crea ceva nou, respectiv este una neviabilă, adică este una temporară, noi suntem nevoiți să lichidăm această structură pentru a o înlocui cu altă. Respectiv, vom face tot ce e necesar în limitele legii pentru ca, în primul rând, să avem alegeri anticipate parlamentare și, într-a doilea rând, să facem așa ca în următorul parlament să între acele forțe politice care vor putea împreună să facă un viitor prosper a țării. Chiar și domnul Ciurea a spus că următorul an se vede un an a schimbări și, într-adevăr, în această poziție dă o dreptate că, într-adevăr, noi îl vedem tot ca un an a schimbării și schimbarea urmează să manifeste prin schimbarea conducerii. Adică întreg spectrul politic nu să fie dezbalansat în așa mod ca la conducerea statului să fie alte forțe mult mai prostătăliste, care se poate să construiască ceva în statul ăsta bun. Domnule Lebedinski, spunea șeful legislativului că anul 2016, cel puțin în viziunea dumnealui, a fost un an al realizărilor, mai ales citez legate de obținerea programului de cooperare cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Nu vreau să spun, adică numele să-l menționez, dar da. este o, eu cred că este o frază de acum intrată în uzul tuturor, că atâta timp cât fondul monetar nu a fost în țara noastră, noi ne-am dezvoltat. Din momentul când ei iarăși au revenit la noi în stat, cu părere de rău, noi suntem în situația. Și din momentul, este ușor să spui că anul 2017 va fi un an a creșterii. Evident, va fi a creșterii, că n-ai încotro mai mult, pur și simplu nu ai ce distruge. Ești nevoit din ceea ce ai distrus să începi, măcar rămășițele să faci curat. De aceea, careva creștere ea va fi, dar vreau să vă atrag atenție că chiar facem calcule. În anul 2010, 29% din PIB reprezenta cheltuieli pentru probleme sociale. Anul acesta, 13,1%. Da, guvernul spune că este o creștere. Anul trecut erau 13%, anul este 13,1%. Adică noi avem o creștere cu o zecime de procent. Dar cât pierdere a avut societatea în acești 5 ani, calculul care l-a făcut de ei. Nu mai vorbim începând cu anul 2009, 2008 și așa mai departe. Dacă revenim la anii cei, noi evident avem pierderi foarte mari și atât în persoane, deoarece
vrem, nu vrem, persoanele ajung la vârsta când trebuie, n-ai încotro să mergi, nu scapat nimeni încât de aceasta, dar guvernul face absolut totul pentru ca cât mai puțină populație să rămână în Republica Moldova, prin toate metodele. Domnule Ciurea, foarte mult s-a discutat în ultimul timp noțiunea de impeachment. Haideți să vedem în ce măsură ea este valabilă în Republica Moldova, pentru că iarăși cel puțin liderul PL făcea referire la președintele deja în funcție, domnul Dodon, că în cazul în care va încerca să promoveze anumite politici care nu vor conveni Parlamentului, acesta are dreptul de a-l demite, a suspenda și respectiv a urma celelalte proceduri legale. Da, vorbim despre o potențialitate. Da, ipotetic. Da, eu cred că procedura de impeachment, bună, este destul de bine descrisă în legislație, destul de bine, ea este descrisă în legislație. Acum, sigur, noi știm că avem foarte mulți juriști care pot să interpreteze legea după cum le este interesul. Deci, în fond, procedura de impeachment implică niște încălcări grave, niște crime și încălcări grave care ar putea fi comise de președintele statului nostru. Deci, și deputații socialiști am observat că uneori abordează acest subiect într-un mod aluziv, spunând că în anumite situații președintele poate să nu promulge legea după a doua lectură, deci după ce întoarce legea Parlamentului, în cazul în care ea se întoarce votată, președintele ar putea să nu voteze. Iată, această situație este cumva potențial creatoare de o situație de blocaj politic care poate să conducă spre o situație de impeachment. Înțeleg că procedura de impeachment este inițiată de Parlament, dar oricum decizia se ia în cadrul unui referendum. Este o procedură greoaie, o procedură care durează, bun, durează nu foarte mult, dar oricum durează în timp, cu timp de o lună după decizia Parlamentului trebuie să fie organizat acest referendum și eu nu exclud că vom avea o asemenea situație. Asta nu înseamnă, dar eu cred că o situație de posibil impeachment va apărea nu atât datorită unor crime, unor fără de legi pronunțate, dar în cazul unei situații de conflict între președinte și majoritate parlamentară și în aceste condiții, sigur că ar putea exista premize pentru declanșarea procedurii de impeachment. Însă, aici este o dificultate tehnică care ține de politică. Declanșezi procedura de impeachment de cele mai multe ori atunci când ești sigur că izbândești, că ai șanse de victorie. Va fi o gravă eroare să declanșezi o procedură de impeachment. Tocmai din această cauză, cred, nu s-a acceptat soluția lui Ghimpu, să declanșezi o procedură de impeachment și după asta să pierzi. Și atunci nu faci nimic altceva decât îți avantajezi, îți favorizezi adversarul politic. Domnule Ciurea, domnule Bedinski spunea o chestie foarte fermă. Se vor strădui pe cât este de posibil să avem alegeri anticipate. Dumneavoastră, în calitate de analist politic, vedeți anul 2017 cu alegeri anticipate? Eu, în principiu, nu văd nici potențial pentru proceduri de impeachment, nici pentru alegeri anticipate. Adică nu văd cum domnul Dodon, dispunând de prerogativele pe care le are, să poată să creeze premize pentru o asemenea situație, doar dacă, și domnul Lebedinski a punctat acest lucru, doar dacă apar fisuri serioase în cadrul majorității parlamentare. Atunci, da, atunci președintele poate să dea o lovitură împreună cu ceilalți majorități și atunci se destramă majoritatea. Domnule Bedinski, haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat până la urmă cu ministrul apărării. Vreau să ajungem la acest subiect pentru că presa ieri a scris începând cu seara zilei de ieri și toată pe parcursul acestei zile s-a tot titrat, s-a tot încercat a găsi explicații, a se arunca unii vina pe domnul președinte, ceilalți zicând că a fost o acțiune firească. Ce s-a întâmplat? Știți cum? E un PR ieftin a domnului Șalaru singur pentru el. Dumnealui încearcă să facă din această, să-și
să manifeste pe el ca un erou a națiunii, un salvator, într-adevăr, este o persoană care și-a încălcat obligațiunile de serviciu și, respectiv, la solicitarea prim-ministrului, el a fost demis. E o simplă încălcare comisă de către un ministru care urmează să fie sancționat. Sancțiunea de bază care este, vedem mai departe ce vor face organele de urmări penală, va fi cercetat penal sau nu. Dar nu a făcut-o domnul Timofti. Domnul Timofti... Știți cum? Despre ce ai plecat sau despre bine sau deloc. Respectiv, nu a avut, da, domnul Timofti nu a avut tărie de caracter să chiar măcar această decizie să o adopte. Domnul Dodon, evident, a examinat care a fost solicitarea prim-ministrului, evident, încălcările care au fost admise de către domnul Șalară au dus la inevitabil, anume la concedierea dumnealui. Și atât. Acum, probabil, telespectatorii se întreabă o chestie simplă. Raporturi de muncă. Telespectatorii bănuiesc se întreabă o chestie foarte simplă. Urmează și alte demniteri în guvern? Evident. Evident că sunt foarte mulți din miniștri. Eu știți cum, trebuie să spun ca și da. Pot să spun și ca eu nu știu, eu nu mă consider politician, trebuie să spun că sunt mulți din miniștri și nu doar din miniștri care nu sunt la locul lor, care nu își exercită obligațiunile de serviciu. Respectiv, aceste persoane urmează să fie demise. Noi auzim foarte multe planuri și așa mai departe, că va fi reformat guvernul, că nu știm ce acolo. Lucrăm cu situația care este la moment. Sunt anumiți miniștri care noi să facem tot posibil ca ei să fie demiși. Respectiv, vom lucra ca să demonstrăm sau în Parlament în cadrul moțiunilor simple sau împreună cu societatea civilă ca și cu organele de urmărire penală să demonstrăm că aceste persoane care nu se isprăvesc cu activitatea lor urmează să fie demise. În rest, facem cu pas pentru ceea ce am vorbit, să fie demis guvernul, să fie desfințat Parlamentul și respectiv să... Domnule Bedenske, haideți să facem aici o concretizare. Viitorul ministru al apărării va fi reprezentantul PL? Își menține până la urmă PL-ul controlul asupra acestui minister? Sau vorbim de niște angajamente în coaliție, până la urmă, pe care le putem doar intui. O să mă întreb și pe domnul Ciurea. Nu pot să prevăd care vor fi candidaturile și din partea cui va fi. Evident o să fie, domnul Dodon o să facă totul pentru ca la această funcție să fie numit, adică o persoană care este din domeniu, care cunoaște situația în armată și care va putea aduce o plus valoare ministerului, măcar pentru perioada următoare cât vor fi până la alegeri. Adică lupta se duce mai departe și indiferent din care partid, important el să fie un specialist. Dacă iarăși să vină o persoană din străină care sarcina de bază este a distruge ministerul, atunci evident această persoană nu va fi. Domnule Ciurea, angajamentele luate în cadrul coaliției sunt cele prioritare? Avem un viitor membru sau simpatizant a PL-ului în fruntea ministerului? Eu cred că da. Și aici domnul Dodon și socialiștii nu pot să blocheze procesul, pentru că în fond decizia se ia de către premier și majoritatea parlamentară și partidele care constituie această majoritate parlamentară. Sigur că în cadrul Parlamentului vor fi discursuri critice, vor fi alte sugestii, dar totuși cred că atâta timp cât există această majoritate parlamentară într-un asemenea format, liberalii au primul cuvânt și ei vor veni, au dreptul în fond incontestabil de a-și promova candidatul la funcția pe care și-o doresc și le-a fost cumva distribuită prin algoritm. În cazul în care acest candidat nu va fi acceptat, toată majoritatea parlamentară este sub pericolul destrămării. Toată majoritatea, mă refer la, în primul rând la liberali care ar putea să plece. Deci, dar și liberarea ar putea rămâne mai puțin după plecarea lui Șalaru, iarăși vorbeam de fisuri aici. Da, dar Șalaru a plecat din partid, nu a plecat din Parlament. Nu credeți că și în fracțiune se poate întâmpla? În fracțiune tot sunt probleme mari la ei și... Nu știu. De aceea... Da, doi au fost, da. Au avut rezerve, doi liberali. Nu numai doi, acolo sunt mai mulți. Cel puțin sunt, care și-au exprimat punctul de vedere care, deschis. Da, care deschis, dar care nu sunt de acord cu politica dusă de Peleș, care de fapt îl învinuiesc pe Mihai Ghimpu în faptul că ideea unionismului a dispărut, sunt mulți în fracțiuni și mulți membri ai partidului. Dar
La moment, domnul Ghimpo are careva, nu știu care sunt pârghiile cu care el poate influența majoritatea parlamentară, undeva el reușește să mai mențină. Dar cred că asta nu e pe mult timp, încă un pic și cred că rezolvăm noi întrebarea cu lui. Da, deocamdată eu cred că încă Ghimpo are capacitatea să-și promoveze candidatul. Să vedem, anul 2017 va fi... Va arăta. Eu cred că nu a rămas așa mult, eu cred că până în luna februarie, mai degrabă până în luna februarie, nu va fi numit un nou ministru apărării. Vom avea cineva din viceministri, cine este interimar, chiar nu știu cine a fost numit, urma să fie evident numit cineva interimar, să deplinească interimatul și cred că vedem. Poate ajungem până la schimbarea guvernului și atunci... Domnilor invitați, pe parcursul anului 2016 a apărut și această idee a sistemului electoral mixt. E valabilă, nu e valabilă, e un mit, e realitate, în ce măsură o putem implementa aici? Este o idee bună, dar nu la moment. Aceasta a demonstrat-o practică în mai multe state. Nu e bine atunci când la putere este un regim autoritar, să fie implementată această formă de alegeri mixte. Ele evident duc la întărirea, așa să spun, formarea unor oligarhi locali care au anumite ambiții și nu știu la ce. Pe viitor, părerea mea personală este, nu pot să spun care că aceasta coincide și cu părerea întregii fracțiuni, pe viitor urmează să fie implementat, dar nu acum și nu în componența actuală, deoarece dezbinarea este prea mare și putem să ajungem în situația când în Parlament nu va putea fi formată o coaliție. Domnule Ciurea, cel puțin PD-ul susține această idee și cred că vor fi cei care o vor promova insistent. Va fi promovată, ea nu este o idee care să fie detestată în rândul societății, deci oamenilor le place o asemenea evoluție politică, chiar dacă există riscuri la care s-a referit domnul Lebedinsky și eu nu contest existența unor eventuale riscuri, totuși ideea, după cum am zis, este populară și în ultima instanță va fi impusă de către o majoritate în cazul în care se va controla în jurul acestei idei o majoritate. Deci crearea unui sistem electoral mixt nu este o idee imposibilă sau este o idee detestabilă, reprobabilă. Este un element al unui sistem democratic care poate fi încetățenit, poate să dea niște rezultate proaste, însă noi nu știm ce rezultate va da. Deci, din această cauză, eu cred că va fi, dacă va fi sau nu va fi un sistem electoral mixt, în fond, nu atât contează dar părerea. Dar există conjunctura politică favorabilă? Bun, domnul Lebedinsky a explicat, din punctul meu de vedere, acum și mulți alții, ea este susținută de populație, dar ar avantaja, eu cred, că partidul care se află la guvernare. Și ar dezavantaja opoziția. Dar tocmai pentru că partidul care se află la guvernare, e la guvernare și are putere, el poate să impună această formulă, care în principiu este o formulă democratică, la fel ca și sistemul proporțional. Deci nu se schimbă nimic așa foarte serios. Ratingul nostru ca stat democratic nu va avea de suferit de pe urma unei asemenea modificări. Este o soluție posibilă de modificare a sistemului electoral și va decide politicul și puterea. Cine va fi mai puternic, acela va impune o asemenea soluție. Domnul Lebedinsky. Eu probabil că aș susține pe deplin această idee în situația când noi am avea un parlament bicameral. Adică este camera, spuneam așa, înșoasă cameră, numim diferit. Inferioară, da, superioară. Da. În principiu, în așa situație, da, ar fi bine să avem alegeri directe și respectiv fiecare regiune să-și delegheze reprezentantul său. În situația când noi avem un parlament unicameral și respectiv, vă dați bine seama că fiecare care vine individual. El spune că în regiunea dată el a luat majoritatea. Respectiv, el vine fiecare cu ambițiile sale și fiecare disciplina aceasta de partid dispare. Probabil că poate ar fi și bine, dar cu condiția că
din circumscripția unde a fost ales acest deputat să aibă dreptul să-și îl retragă, în cazul dacă el nu și execută obligațiunile. Ar fi o solicitare. Domnule Ciurea, în noua conjunctură politică, unde se poziționează PLDM-ul? PLDM-ul, noi ne-am obișnuit de acum să nu ne mai amintim de acest partid, dar el există. Asta este tot foarte interesant. Avem un partid PD, de exemplu, foarte puternic, dar electoral mai subțiat, mai slab. Avem un PLDM despre care noi practic nu vorbim, dar care are un număr destul de important de deputați în Parlament. Are 23, am impresia, de deputați. Bun, o parte au ieșit, dar nu e clar cui aparțin. De aceea și întreb. Sigur. Da, adică au o poziție așa, pro-putere, dar nu știu dacă au renunțat în totalitate să fie PLD-miști. Și în aceste condiții eu cred că PLD-ul poate servi drept o platformă pentru un viitor proiect politic de dreapta. Însă PLD-ul este mult prea slab pentru asta, dar faptul că se află în Parlament creează premize favorabile, pentru că în baza acestui partid, în cazul în care dreapta va ști să se coaguleze, să se creeze un proiect politic care va avea imediat și reprezentare în Parlament pe baza deputaților. Deci nu este de neglijat această formațiune politică, această barcă care are deja aparent să duce la fund, dar noi deocamdată nu vedem acest proiect politic care să fie în stare să dea sens prezenții deputaților PLD-miști. Ei cumva așa sunt fie iertată expresia... Anul 2016 a făcut ca să dispară până la urmă în jocul activ. Bun, dar ei sunt în Parlament, dumneavoastră îi vedeți. Dați vâda cu ei, adică ei sunt cumva așa niște pribegi, niște oameni rămași care acum un pic vagabondează politic. Și sigur, asta este problema dreptei, problema unui proiect politic care a încercat să prindă rădăcini prin apariția doamnei Maia Sandu, dar deocamdată vedem că acest proiect nu ia foc și deocamdată nu apare un alt proiect alternativ. Sau ars. Nu știm, încă o să vedem în 2017, va fi mai clar. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, dreapta are o mare problemă și PLD-ul deocamdată nu este capabil să ofere soluții. Eu brandul PLD-ul, evident, este unul care nu va mai avea succes. Deci, probabil că ar fi și o sugestie colegilor mei că urmează, evident, să se reorganizeze, dar nu știu cu cine ar putea ei să se reorganizeze, deoarece și Năstase și Sandu toți au luptat împotriva PLD-ului și respectiv cam nu ne închipui cum, sau ei ar trebui să dezică total de tot ce a fost până acum și spună că toți colegii săi au fost criminali și așa mai departe, pe când cam nu ne închip, nu pot să simt eu momentul în care ei ar putea să zică aceasta. Probabil că este un trecut, încearcă careva, așa știți cum, prețmiertne sudărăghi. Evident, sunt în opoziție, sunt supărați pe foștii săi colegi de coaliție că au fost dați la o parte și marginalizați. N-au încotro, trebuie să afle, dar cred că dacă li s-ar propune să intre în coaliție, ei primea, ridica mâna că să revină înapoi. Deci eu și domnul Ciurea spune că cu domnul Ghimpu acolo încă nu știu. Eu cred că dacă li s-ar propune acum, băieți, noi îl dăm Ghimpul la o parte, veniți voi înapoi în coaliție, ei cu mare plăcere ar reveni chiar înapoi. Chiar și partea condusă de Viorel Cibătaru? Adică eu cred că da. Bine, 1-2 din 10 care au rămas, ei poate au revenit. În rest, eu cred că ar trece toți și s-ar forma o coaliție. Dar iarăși nu este, știți cum, ei spun că e beton. Nu e chiar beton. Acolo e un fel de, știți, așa, o amestecătură prea stranii, care, și eu cred că sunt, oricum nimeresc în toată această amestecătură, sunt niște substanțe care macină. Îi macină pe ei. Și oricum nu o să fie ceva puternic.
Da, dar domnule Lebedescu, să vedem. În albia coalițiilor și în albia negocierilor din Parlament, spuneți-ne, vă rog, anul 2017 ar putea coagula o altă coaliție? Și aici mă refer la PSRM, PD sau nu știu, un alt actor? S-a discutat despre acest aspect sau nu? Evident, în 2016 poate să existe o coaliție. Între PSRM, 2017, da, încerc scuze. În anul 2017 poate să existe o coaliție între PSRM și alte partide, numai nu din cele care sunt acum în Parlament. Cu alte partide, după alegeri anticipate parlamentare, evident, PSRM-ul va face coaliții, dar luptăm pentru cei ca noi să luăm majoritatea. Dacă vom fi nevoiți, vom încheia careva acorduri și vom merge la guvernare, dar numai nu cu acele partide care se află acum. Domnule Ciurea, vedeți o coaliție a PSRM-ului cu altcineva? Bun, cu altcineva nu are sens. Are sens doar cu PSRM-ul, PD-ul. Când vorbim despre o asemenea posibilitate, în mediul comentatorilor politici se mai discută din când în când despre asemenea scenarii. Dar ce înseamnă o coaliție? Bun, dincolo de fapt, eu sunt de acord că deocamdată o asemenea formulă politică este imposibilă. Improbabilă, poate chiar imposibilă. Dar haideți un pic să descifrăm ce înseamnă o asemenea coaliție. O asemenea coaliție ar însemna o mare coaliție. O coaliție care practic acoperă toată scena politică, cu excepția unioniștilor. Evident că o asemenea coaliție ar exclude unioniștii. În rest, practic, toată scena politică ar fi acoperită, pentru că dreapta deocamdată nu are un chip clar. Și o asemenea coaliție poate fi făcută într-o situație care creatoare de consens național. Adică atunci când conflictele și cele identitare și cele geopolitice sunt date la o parte și aceste două formațiuni politice, cele mai mari din politicul moldovenesc, PD-ul și PSRM-ul, sau PSRM-ul și PD-ul, vor spune ceea ce ne unește este mai important decât ceea ce ne desparte și atunci haideți să creăm o asemenea construcție politică. O asemenea construcție politică, sigur, din punctul meu de vedere, are un lucru enorm pozitiv. Anulează toate protestele, răscoalele, revoltele. Deci ea impune o formulă de stabilitate politică, dacă se realizează. Ceea ce mi se pare nefezabil, de ce spunem că este o soluție improbabilă, este sigur că nu poți să dai la o parte disensiunile, ele sunt foarte importante. Sigur că noi am vrea ca să trăim într-o lume în care totul va fi ca în paradis, știți, ca în cărțile cu Iehoviștii. Acolo toată lumea cerbe cu lei, să trăiesc și pomii înfloresc, tot nu e nevoie să... Dar o astfel de lume, din păcate, este foarte greu să o construiești aici pe pământ și din această cauză aceste disensiuni rămân și ele de altfel sunt baza politicului. De asta, chiar dacă în anumite circunstanțe o asemenea trebuie să ne gândim la o asemenea gen de coaliții mari, totuși pentru anul 2017 mi se pare o suprasarcină greu de realizat. Domnule Bine, mă rog. Eu aș vrea un pic să nu fiu de acord, din simplu considerent că nu putem noi, PSRM-ul, nu putem să facem coaliții nici cu PD-ul și cu mai mult cu celelalte partide care sunt, poate cu comuniștii, dar evident suntem prea puțini pentru a, în actuala componență a Parlamentului, să facem o coaliție. Cu PD-ul e imposibil să faci, deoarece ei au demonstrat pe parcursul acestor 7 ani de zile când se află la guvernare, că sunt o structură care nu sunt în stare să creeze ceva, doar să distrugă. Respectiv, noi, știți cum spune, cu cine ți-ai prietenul și ești atunci să spun cine ești tu. Noi nu am vrea să fim asociați cu PD-ul, cu PLD-ul sau cu alte partide care sunt acum în Parlament și asta nu e problema în viziunea că a fost menționată astăzi că partide pro-rusești, pro-europene și așa mai departe. Nu există. Acestea sunt doar unele, știți cum, momente prin care poate fi divizată societatea. De fapt, sarcina fiecărui partid este să dezvolte anumit principii care sunt în țară. Noi suntem pentru ca să dezvoltăm ceea ce vrem noi, țara asta să crească. Cineva a venit în politică pentru ca
să furi. Pe spatele cetățenilor, și eu cred că cetățenii au simțit acest parcurs ultimele 7 ani de zile. Cineva folosește acest paravan frumos că Uniunea Europeană, noi mergem împreună în Uniunea Europeană, dar sub acest pretext, iarăși, e vorba de sutrage. Noi suntem pentru faptul să rămânem aici în țară. Noi nu vrem să nici Uniunea Europeană, nici Uniunea Euroasiatică. Noi vrem în țara noastră să dezvoltăm. Și recent am avut întâlniri cu multe persoane, atât din Uniunea Europeană, cât și cei din statele din spre Est, toți menționează un singur lucru. Nu este o situație în care voi ați putea să vă dezvoltați decât dacă în țara asta va veni la conducere o forță pro-statalistă. Dacă, respectiv, noi suntem și cred că recunoaște toată lumea, în echipa noastră avem specialiști foarte buni în diferite domenii care ar putea să dezvolte. Evident că cei care sunt acum vizibili, care sunt pe primul plan ca la război, sunt cei care sunt acum, dar în spatele nostru sunt foarte mulți specialiști, foarte multe persoane demne, care la moment, cu părere de rău, nu poate să iasă deschis împreună cu noi. Ei sunt și funcționari, inclusiv funcționari în diferite ministerii, care ne aduc și nouă informațiile și respectiv ne sugerează unele idei unde ar trebui să atragem noi atenție și de aceea noi suntem și mobili, de aceea noi putem să reacționăm la diferite situații și poate în unele situații să dovedim să facem lovitură preventivă pentru ca guvernarea să nu poată să până la urmă să distrugă acest stat. Domnule Ciurea, de regulă zicem că partidul se identifică cu liderul și liderul se identifică cu partidul. Anul 2016 a adus 2 președinți noi pentru partidele politice, cel puțin din Parlament. Vreau să vă întreb, în ce măsură au fost persoanele pe care ați așteptat, cel puțin, sau le-ați văzut vreodată? Sunt cu adevărat locomotive, așa cum se obișnuiește să zică? Da, mi-a adresat o întrebare încifrată, la început nu mi-am dat seama cine este al doilea, dar mi-am dat seama că doamna Greceanu e domnul Plahotniuc la PD. Și inclusiv PLDM-ul cu domnul Ciclosar. Deci trei. Sunt trei, i-am identificat împreună. Da, trei muteri. Bun, schimbarea la PLDM este mai modestă, domnul Cebotaru nici măcar nu este deputat, a fost ministru al apărării din partea PLDM-ului, dar... Bun, despre rolul lui în Partidul Liberal Democrat este destul de greu de vorbit. Oricum a plecat destul de bine, vreau să vă spun că odată cu declanșarea unor procese de finanțare a partidelor politice din partea statului, domnul Viorel Cimotaru, dintr-un ONG, a ajuns în altă organizație neguvernamentală și cred că se simte destul de confortabil acolo. În ceea ce privește, sigur că schimbările mai importante sunt cele din PD și PSRM. În cazul PSRM-ului este puțin de comentat. Domnul Dodon, obținând funcția de președinte, cumva a fost dator, deși a făcut un scurt comentariu interesant la inaugurare, dar a fost dator să părăsească funcția de președinte, spunând că legea totuși a fost croită așa ca și urmează să fie respectată. Da, dar el a respectat legea și evident mi se pare absolut firesc că doamna Greceanu, cu care domnul Dodon a mers o cale destul de lungă, să preia această funcție. Eu am și comentat cu alte ocazii, mi se pare doamna Greceanu o persoană care nu neapărat foarte activă politic în sensul vizibilității, este o persoană care lucrează mai mult în umbră, dar este o persoană care știe să mențină lucrurile pe linia de plutire. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare o decizie înțeleaptă luată pentru PSRM. În cazul PD-ului, sigur, aici este mai mult de discutat. Este poate fi cazul să începem de la plecarea fostului președinte. Bun, prin faptul. Aici doar un singur lucru putem să spunem, că în momentul în care domnul Lupu s-a retras din campania electorală, el cumva și-a pecetuit destinul, pentru că evident că o plecare de asemenea magnitudine nu poate decât să-i atragă cumva retragerea dar și din fost decizia.
I s-a sugerat, mai puțin contează, dar nici nu mai contează. Dar în momentul în care tu te-ai retras din campanie, este clar că tu nu mai tragi partidul. Nu vorbesc doar de campanie, eu vorbesc și din partid. Nu a fost decizia lui. Deci de două ori, da. Bun, ok. Și, da, dar deja nu mai contează că lupul a plecat, contează cine a venit. Și este o decizie importantă, pe de o parte logică, pentru că liderul informal trebuie ajunge în funcția de conducere, dar este, cum spunem noi, și o mișcare, o mutare va-banc, care implică riscuri serioase pentru Partidul Democrat. Partidul Democrat nu mai are cale de întoarcere, nu mai... El, prin scoaterea la lumină a domnului Plahotniuc, s-a terminat acest joc pe care l-a practicat PD-ul, negarea legăturii lui Plahotniuc cu partidul. În anumite perioade acest lucru s-a făcut, acum nu mai este posibil și Plahotniuc se identifică cu partidul, după cum bine ați spus, și destinul lui Plahotniuc va fi și destinul PD-ului și viceversa. Domnule Bedenschi, anul 2017, ce acțiuni urmează să întreprindă PSRM-ul și de fapt nu este ușor atunci când președintele va promova anumite politici, iar Parlamentul, bănuim cu toții, va încerca să pună pedici. Și aș îndrăzni aici să zic că chiar pe parcursul zilei de ieri și de azi am fost martorii unor scene oribile, schimbarea drapelului de pe instituție, cel puțin au venit reprezentanții PL-ului cu propriul drapel a Uniunii Europene. Credeți că astea face parte unui partid, precum am discutat astăzi, a domnului Ghimpu, Partidul Liberal? Da. Haideți să-l luăm pe rând. Pe rând. Ce este legat de, spunem așa, dezarborarea drapelului Uniunii Europene de pe președinție? Este o decizie care aparține președintelui și este un drept al lui, deoarece legea cu privire la drapelul Republicii Moldova stipulează că clar, lângă drapelul Republicii Moldova poate fi arborat și drapelul Uniunii Europene. Respectiv, nu este o obligațiune și nu poate să fie impus nici de cum. Mai ales că atât, la moment, noi nu suntem membri a Uniunii Europene. Poate ar fi mai logic să fie arborat drapelul CSI. Noi suntem membri acestei organizații și de aici ar putea. Dar pentru a evita conflicte în situații, s-a ajuns la concluzia că este drapelul Republicii Moldova și nu poate să fie un drapel al altei organizații la același nivel cu drapelul Republicii Moldova. Noi, după câte vedem la toate instituțiile de stat, ele stau în același nivel. Nu, nici de cum. Nu. Aceasta este o lipsă de respect față de... Înțeleg când este vorba de organizații internaționale. Acolo trebuie să fie toți membri, sunt egali. Dar în situația când noi ne aflăm pe teritoriul Republicii Moldova, oricum, drapelul Republicii Moldova trebuie să fie mai sus decât drapelul celorlalte state. Și, sau alte organizații. Respectiv, pentru mică corectare, s-a ajuns la această conflict. Nu este un stimul pentru un conflict. Deputații pe iarăși... Au făcut Dar și-au făcut un show. Noi n-am vrut să facem pentru aceasta o mare clăgie. S-a observat o ilegalitate, noi am lichidat-o. Nu pentru a face PR, pentru ca să ajungem la o situație normală. Nu pentru ca să intrăm în conflict cu Uniunea Europeană. Doamne ferește, noi vrem relații bune și cu Uniunea Europeană, cum a spus și domnul Dodon, prima deplasarea sa va fi pe data de 17 ianuarie în Rusie, după aceasta la invitație va pleca în Bruxelles și așa mai departe. Respectiv, el este un om cumpătat și care reacționează prompt și având un plan de acțiuni care urmează să le mai execute. Până la sfârșitul anului o să mai fie careva acțiuni care el le-a promis în campania electorală că le va face. Nu poate, este un om care își ține cuvântul. Atunci când vorbim despre activitate politică și vorbim despre acțiunile ce urmează să fie întreprinse, haideți să vedem, anul 2017 vine cu noi accente sub aspectul vectorului politicii sau este clar, vreau să deschidem un pic paranteza în cele 2-3 minute cât le mai avem, pentru că odată venit la președinție, societatea sau unii membri ai societății civile încearcă să vehiculeze raportat la relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Cum am menționat și recent, noi nu suntem împotriva nimeni. Noi suntem un stat care suntem un stat neutru, care vrem să avem economia noastră dezvoltată și respectiv să avem relații bune cu toate statele care ne înconjoară pe noi. Atât cu România, cât și cu Ucraina,
Uniunea Europeană, Uniunea Vamală, Statele Unite, China și așa mai departe. Acestea toate sunt state cu care noi vrem să avem mai departe relații atât diplomatice cât și economice bune, pentru ca pentru noi să fim tratați ca parteneri egali și ceea ce e nostru noi supremim. Adică să nu fie folosiți, nu fim folosiți noi și după aceasta aruncați, cum știți, cum este primit în economia mare. Noi vrem să avem părțica noastră ca noi să fim în stare să ne asigurăm economic tot cetățenii noștri. Domnule Ciurea, avem o minută la dispoziție. E posibil, cât este de greu până la urmă, ca să fie realizat ceea ce spune domnul Lebedinski, să avem relații bune și în est și în vest? Nu, acest lucru este perfect fezabil, doar că nu depinde doar de noi, este nevoie și ca relațiile dintre Rusia și Occident să se îmbunătățească. Există anumite premize, există anumiți factori favorabili pentru asta, dar încă procesul trebuie să demareze. În ceea ce privește guvernarea, sigur că avem o guvernare acum bicefală. Unii trag spre vest, alții spre est. Tot va depinde foarte mult în 2017 cum vor reuși aceste două tabere să conlucreze și să nu afecteze nici calea noastră spre vest, nici relația cu estul. Domnule Lebedinski, domnule Ciurea, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Rămâneți alături de Accent TV, rămâneți cu ochii pe noi.